Poezia românească de-a lungul istoriei a abundat în filme bune, fiind reprezentată de regizori și scenariști renumiți, actori și actrițe, echipe imense pentru conturarea filmului, care este cunoscut mai mult sau mai puțin. Toată această muncă pentru a transmite fapte, stări de mult uitate sau trăite. Dar cel care rămâne în eternitate este actorul, prin personaje pe care l-a interpretat, sugerat și exprimat. Actorul devine personaj. Nu poți să spui Julieta Söni fără Otilia sau Adnana, fără să faci vreo legătură cu acestea. Cum am luat rolul de la Fezic și Otilia? E interesant. Da. Interesant din punctul de vedere al forței pe care trebuie să o avem fiecare în locul unde suntem pentru a câștiga ceea ce vrem să câștigăm neapărat. Pentru a lua de pânzele sus, plecam dimineața în zona 5, pe beznă mi se făcea machiajul și plecam pe mare și ne întorceam la apusul soarelui. După două filme premiate în țară și străinătate, în 1978, în plin avânt comunist, dar cu un discret curaj, regizorul Dinu Cocea reecranizează filmul Ecaterina Teodoroiu, un film istoric-biografic cu acțiunea plasată în timpul Primului Război Mondial, în toamna anului 1916 până în iarna anului 1917, de la luptele din Valea Jiului până la cele de la Mărășești. Aici Julieta Söni are rolul curajoasei invitate care este desemnată să sfideze valoarea, să o facă să dispară, într-un final să o alunge. La un moment dat se făcuse o listă neagră în cinematografie și de trezei 5 ani de zile am fost interzisă din cinematografie, așa, pur și simplu. Am să te rog pe dumneata, Elvira, să te ocup de oaspeți. Vreau să fac câțiva pași. Da, doamnă. Și ca un mare actor, trecut prin istoria cinematografică românească, lăsând o amprentă vizibilă, Julieta Söni ne poate dezvălui în orice moment secretele celei de-a șapte arte.